cotlet de porc cu cașcaval. Pentru alte rețete culinare, vă așteptăm pe rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook. Ingrediente pentru cotlet de porc cu cașcaval: 6 cotlete de porc, 250 de grame de smântână, 150 de grame de cașcaval ras, 3 cuburi de unt, sare, piper măcinat. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru cotlet de porc cu cașcaval. Condimentăm cotletele de porc cu sare și piper pe ambele părți. Pregătim aragazul și o tigaie în care punem untul. Punem cotletele de porc în untul topit. Și le prăjim 3-5 minute. Le întoarcem și pe cealaltă parte și le mai prăjim 3-4 minute. Încălzim cuptorul. Punem cașcavalul ras sau parmezanul peste smântână și amestecăm bine. Scoatem cotletele rumenite pe o farfurie și continuăm să prăjim carnea de porc rămasă. Pregătim o tavă pentru cuptor în care aranjăm cotletele aurii. Întindem amestecul de cașcaval și smântână peste bucățile de carne de porc. Și introducem tava în cuptorul încălzit la 200 de grade pentru 10-15 minute. Când cotletele în crustă de cașcaval sunt aurii, le scoatem din cuptor și servim. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru cotlet de porc cu cașcaval. Poftă bună! Vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm cu drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook sau să vă abonați la canalul de YouTube.